Azi facem bruschete, pare o rețetă prea simplă, dar o să fie puțin mai specială, o să fie două tipuri de bruschete și cu un dressing. Dar ideea e că mie îmi plac foarte mult bruschetele, acum e și iarnă, ele de obicei se fac vara, dar cui pasă, bruschetele sunt bune tot timpul. Începem cu pâine. Poți să folosești pâine normală și o să fie ok, nu o să arate ca la restaurant, dar o să fie bune. Și mai e și varianta de crutoane pe care le cumperi de la magazin, care sunt tari și uscate și pare că mănânci nisip, deci nu vă recomand alea. Orice pâine normală, orice fel de pâine, dar nu alea. Dar eu am o variantă și mai bună. Și varianta mai bună este o baghetă foarte frumoasă și o să încep să o tai cu un cuțit de pâine. Și asta chiar are formă de bruschetă. Și cred că atâta o să fie suficiente. Și acum pun puțin ulei de măsline pe fiecare. Întind puțin uleiul. Îmi place acum să mai pun și puțină sare peste ele. Și o să le pun la cuptor ca să se rumenească. Și până ele se rumenesc în cuptor, o să pregătim și restul ingredientelor. Și acum că ele sunt în cuptor, o să facem dressing-ul, care se numește vinigaret. În română ceva cu oțet. Și dressing-ul ăsta chiar o să ducă bruschetele la alt nivel. Și pentru vinigaret, în primul rând, normal, oțet. Este un oțet din vin roșu, oțet artizanal și nici nu e atât de scump pe cum te-ai aștepta, deci ori folosesc pe ăsta, dar orice oțet din vin o să meargă, în special dacă e din vin roșu. Niște ulei de măsline pentru grăsime și ca să aibă o consistență de sos, niște miere ca să balansăm aciditatea oțetului și niște muștar care o să le lege pe toate și e foarte bun la gust. Ăsta e muștar Dijon, puteți să folosiți orice muștar, dar ăsta e foarte bun. Și o să pun după ochi oțet. O să încep cu atât, după care pun cam o linguriță de muștar, poate un pic mai mult. Nu o să aibă neapărat gust de muștar, dar dă un plus gustului care e deja. Și pune miere cam cât muștar am pus și o să amestec ce e aici. Acum o să pun niște sare și piper. Și acum o să incorporez uleiul de măsline, turnând puțin câte puțin și amestecând în același timp. Și acum puteți să vedeți că are o consistență asemănătoare unui sos. Și acum să și gustăm puțin. E puțin prea acră, deci o să mai pun niște miere. Tot timpul trebuie să gustați asta. Ar trebui totuși să aibă o aromă foarte puternică ca să o mănânci doar pe ea, pentru că ea o să condimenteze roșiile. Deci dacă singură nu e suficient de puternică, înseamnă că nu prea o să condimenteze nici roșiile. Acum e mai bun. Și apropo, dacă nu vă place dressing-ul ăsta, e vina voastră, nu a mea. Pentru că trebuie să-l modifici, dacă vrei să fie mai dulce, pui mai multă miere, dacă vrei să fie mai acru, mai mult oțet, dacă vrei să fie puțin mai gros, mai mult muștar, dacă nu ți se pare că are suficientă grăsime, mai mult ulei, până când iese perfect. Și folosesc roșii sherry galbene, roșii și cărămizii. Nu știu ce culoare asta. Cărămizii o să zicem că sunt. Dar înainte să le punem în dressing, o să le tai și o să le pun dressing-ul cât sunt deja tăiate ca să intre mai bine în ele. Cred că o să le tai doar în jumate, pentru că oricum sunt foarte mici. Dar îmi place foarte mult cum arată roșiile astea și gustul lor e foarte bun. Și după ce le-am tăiat pe toate, putem să le punem înapoi în bol. Și acum o să încep să pun din dressing pe ele. O să gust una. E atât de bună cu dressing-ul ăsta. Am scos și pâinea din cuptor pentru că e rumenită, e gata. Și acum uite ce fac. Tai niște usturoi și ung fiecare felie cu usturoi. Mai pun puțin ulei de măsline. Și acum pun și niște roșii pe ele. Și la final îmi place să pun și puțin pătrunjel, doar așa un pic rupt, nu trebuie să fie tocat, pentru că o să arate bine, o să aibă gust bun, deci de ce n-ai pune. Și acum arată minunat. Și când sunt toate gata, să mai iau puțin dressing și o să pun peste fiecare.
Dacă mai știți, am zis la început că o să fie două tipuri. Chiar voiam să fac și unele cu ton, dar după ce am văzut cum arată astea, nu mai vreau să fac nimic cu ton. Și astea sunt bruschetele, le-am lăsat pe fund pentru că arată foarte bine așa. Și hai să gustăm una. Pâinea în exterior e puțin prea crocantă, deci probabil ar trebui să fiți atenți să o lăsați puțin în cuptor. Eu nu m-am uitat exact cât, m-am uitat doar la ele, m-am uitat doar să fie maro și le-am scos atunci, dar când sunt puțin aurii puteți deja să le scoateți, dar sunt extrem de bune. Deci asta a fost episodul de azi, poate o să facem unul și cu alte tipuri de bruschete. Puteți să dați un like dacă vreți să mai facem alte tipuri de bruschete și până atunci vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem data viitoare.